Bună dimineața! Astăzi o să discutăm un pic câteva momente despre ceea ce se cheamă fetele inteligente care își iau un soț bolând sau prostovan. Știi? Adică fetele halea, cum vrei să-i spui, că na, sau alea, sau acelea, că na, e inteligentă treaba, își iau un soțuleț mai bolând, mai prostovan, mai nu știu ce. Începe la el. Dragule, du-te și ia din beci 7 kg de borcane. Să duce prostul jos, bolându-l. Mai stă ce mai stă, când ajunge în casă, până ne caută, până ne cântărește. Cum am naibii să iau eu 7 kg de borcane, să le cântăresc, să... Așa. Este. Vine șoferul cu 7 kg de borcane. Știți? Adică fetele acelea, descurcărețe, care vor să conducă și într-o companie, și într-o firmă, și în viață și tot. Și bărbatul e bolând, frate, bolând! Sau prostovan. Știi? Și dacă totul e prostovan, când el dă mers la piață, dragule, mergem la piață. Mergem. Ia și tu sacoșa cu pâinii, ia și sacoșa cu ouă și vân și cu cuie. Deja ajung la 3. Și stai că trebuie să mă duc să-mi iau și o rochiță. Stai după mine, da? Păi, ce să fac? Săracul prostovan cară ca nebun. Și cuiele, și sacoșa cu pâine, și cu rochițe, și cu pantofiori. Și mă plac, săracă, și te plac, dragă. Până când într-o zi, trece o zi, trec două, trec patru, trec cinci, trec 10, trec un an, trece un an, trec 2 ani. Ia continuă pe du-te până jos, du-te până sus, fă, drege, nu mai sta pe canapea ca un rege. Știi? Ce să ca un prostovan, ca un bolând, du-te și fă. Ce ai de făcut? Bun. Și stă și face ce are de făcut. Până când într-o zi se satură al nostru soț bolând sau prostovan și îi spune, eu de tine dau divorț. Știi? După ce dă divorț de tine, că tu ești fata inteligentă și tu îi dai că te-ai săturat, că bolândul nu este să-ți aducă 7 kg de borcane, așa, să-ți care pantofiorii, rochia cu sacoșica și toate cele și tu să conduci mașinica, dă divorț de tine. Haide. Băi, dar avem nevoie de bolândul ăsta în viața mea, trebuie să încare 7 kg de borcane, apă, pantofi și toate și ele. Înțelegi? Mă înțelegi tu? Așa că mâine, păi mâine, o dă pe matrimonial. La doamna de la etajul 7, care urlă noapte din noapte, când are bărbat bolând, sau prostovan, își caută soț, dar știe că are merțan. Înțelegi? Păi n-ai zis tu, frate, că ești fată inteligentă și soțul bolând sau prostovan, n-a că te-a lăsat. Pentru ce te-a lăsat? Pentru ce? Iată pentru ce. O seară plăcută sau o dimineață plăcută sau o zi și mai plăcută.